Și astăzi, acum când eu sunt la dumneavoastră, împreună cu mulți colegi din conducere, să știți că în toată țara sunt alți colegi, sunt oameni care nu sunt membri de partid și care cer același lucru. Să se aplice legea pentru toată lumea. Să nu mai fie liberi hoții și corupții de la PDL și, în schimb, pentru noi ceilalți care vrem dreptate și care vrem să fim alături de oameni, să facă ceea ce au făcut cu Constantin Niculescu. Vreau să vă spun că sper ca Dumnezeu să-i dea putere lui Constantin Niculescu să treacă peste aceste momente, dar noi putem să facem un singur lucru. Să arătăm că suntem alături de el și că nu ne e frică de cei de la PDL. Am spus-o tot timpul și o mai spun o dată. Nu este problema doar a PSD-ului, este problema fiecărui român din această țară care vrea să știe că este apărat de lege. Iar problema PDL-ului, a lui Mircea Andrei, a lui Boc, a lui Udrea, a lui Riții, a lui Băsescu, este că au furat și au nenorocit această țară și că noi nu vrem să ne fie frică de ei. Asta este adevărul care îi supără. Am venit să vă spun un alt lucru și au venit mulți colegi aici cu mine să vă spun. Argeșul este pentru noi unul din județele cele mai importante. Sunteți oameni cu care ne-am mândrit și de la Constantin Niculescu, la Tudor Pendiuc, la toți ceilalți, sunteți oameni care ați muncit pentru acest județ. Nu lăsați pe Andrei, nu lăsați PDL-ul să vă fure acest județ așa cum au furat România.